Bună, dragii mei! Astăzi revin cu un tutorial în care vreau să vă arăt cum se lucrează acest model numit smeură sau smeurică, cum vă place. E un model foarte frumos, eu îi spun îmbrobonatul, așa îmi place să-l numesc. E așa de simpatic, de dulce. Bun, e un model foarte simplu care se lucrează pe un număr de ochiuri multiplu de 4. Eu aici am montat 16 ochiuri pentru acest eșantion. Deci dumneavoastră veți monta pe Andrele un număr de ochiuri multiplu de 4. Modelul în sine este format din 4 rânduri. Așadar, să trecem la lucru. Bun. Primul rând se lucrează toate ochiurile pe dos. Deci eu voi lucra toate ochiurile pe dos. Lucrați lejer ca să puteți să faceți modelul, pentru că dacă lucrați prea strâns, după aceea vă chinuiți. Trebuie să dați un pic lejeritate lucrului, da? Deci dumneavoastră veți monta pe Andrele un număr multiplu de 4 de ochiuri, da? Și primul rând pe care îl veți face va fi, pe care îl veți face, pardon, va fi un rând cu toate ochiurile pe dos. Așa se va lucra și rândul numărul 3. Bun. Deci tot așa, toate ochiurile pe dos. Acum trecem la rândul cu numărul 2. Rândul numărul 2, începem modelul. Da? Modelul este astfel. În primul ochi lucrăm. Trebuie să lucrăm așa, un ochi pe față, după aceea, în același ochi, un ochi pe dos și tot în același ochi mai lucrăm încă un ochi pe față. Deci, vom avea în acest ochi, așa, astfel, un ochi față, da? Un ochi dos, un ochi față. Lucrăm fără a da drumul acestui ochi de pe Andreea, abia acum îi dăm drumul, după ce am lucrat cele trei ochiuri. Urmează să scădem trei ochiuri împreună pe dos. Deci, scădem aceste trei ochiuri împreună pe dos. Bun. În rândul următor, repetăm modelul de la primul ochi. Deci, lucrăm un ochi pe față, apoi un ochi pe dos și mai lucrăm un ochi pe față. Bun. Iarăși, scădem trei ochiuri împreună pe dos. Așa. Și iarăși, în ochiul următor, un ochi pe față, un ochi pe dos și un ochi pe față. Urmează iarăși trei ochiuri scăzute împreună pe dos. Deci 1, 2, 3 și scădem. Bun. În ochiul următor, iarăși un ochi pe față. Dau firul aici. Un ochi pe dos. Și un ochi pe față. Nu dați drumul ochiului de pe Andreea până când nu le faceți pe toate cele trei. Deci față, dos, față, da? Și acum trei ochiuri le scădem împreună pe dos. Bun. Numai un pic. Ce îmi ținem aici? Așa, pe dos. Bun. Acum vom întoarce și vom face rândul numărul 3. Așa cum am spus, se lucrează ca și rândul numărul 1, toate ochiurile, așa, pe dos. 1, așa,
3, 4. Am obiceiul să număr ochiurile pe măsură ce lucrez, să fiu sigură că n-am pierdut vreunul pe traseu. Eu am montat 16, v-am spus, multiplu de 4, 16, pentru acest eșantion. Dumneavoastră, în funcție de ce lucrați, montați mai mult, da? Deci, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, așa, 14, e ok, 15, 16, deci n-am pierdut niciunul. Asta pe dumneavoastră nu vă interesează, asta era pentru mine. Bun. Acum întoarcem lucru. Acesta a fost rândul numărul 3. Repet, rândul numărul 1 și rândul numărul 3 se lucrează toate ochiurile pe dos. Acum vom trece la ultimul rând, rândul numărul 4, unde practic vom lucra același model ca la rândul numărul 2, însă intercalat. Da? Deci nu vom începe cu a lucra 3 ochiuri în primul ochi, vom începe scăzând 3 ochiuri împreună pe dos. Da? Deci scădem 3 ochiuri împreună. Dar ce s-a întâmplat aici? Aș vrea să știu. Deci 3 ochiuri împreună pe dos. Acum, în acest ochi lucrăm. Un ochi pe față, un ochi pe dos, cum am lucrat și la rândul cu numărul 2, numai că intercalat. Intercalat, ați înțeles cum. Bun, dăm drumul, iarăși 3 ochiuri scăzute împreună pe dos. Da? Aici lucrăm. Un ochi pe față, un ochi pe dos, așa, duc firul înapoi și un ochi pe față. Bun. Iarăși, 3 ochiuri împreună scăzute pe dos. Bun. Un ochi pe față, un ochi pe dos și un ochi pe față. Așa. Bun. Acum, iarăși, 3 ochiuri scăzute împreună pe dos. Bun. Și în ultimul ochi lucrăm un ochi pe față, aduc firul, lucrez un ochi pe dos. Bun, duc firul și mai lucrez un ochi pe față și am obținut aceste 3 ochiuri în ultimul ochi. Și acesta a fost modelul smeurică. Continuați așa cât doriți. Puteți să faceți chiar și un fular. Ia uitați ce drăguț ar ieși. E chiar foarte, foarte drăguț modelul. Ce vreau să vă precizez este următorul lucru. Pentru acest model, ca să vă fie dumneavoastră clar de unde și până unde repetați dacă veți avea un număr mai mare de ochiuri, da? Vă uitați în partea de descriere, de sub video, unde de obicei se trece descrierea proiectului, tutorialului, acolo vă uitați că eu am să scriu la modelele mai deosebite, mai dificile, am să scriu modul cum se lucrează. Deci veți găsi în scris modul de lucru al acestui model smeurică, da? Dacă aveți nelămuriri, dacă nu vă iese ceva și vreți să vă lămuriți, vreți să mă întrebați ceva, lăsați comentarii. Intrați pe Facebook la mine.
și găsim o cale de a rezolva orice neplăcere, orice neînțelegere, da? Bun. Acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Dacă vă plac tutorialele mele, vă rog să vă abonați la canalul meu și să dați share. Până data viitoare, vă doresc numai bine și vă spun la revedere!